Ștefan Petrache s-a născut la 8 mai 1949 la Nisporeni, Republica Moldova. A fost un interpret de muzică ușoară din Republica Moldova, cunoscut pentru activitatea ca vocalist al formațiilor Noroc, Plai și așa mai departe. A fost unicul copil al familiei țăranilor Ana și Gheorghe Petrache. Tatăl său a murit într-o mină de cărbuni din Donbas, când Ștefan avea aproape 6 luni. Până la vârsta de 7 ani, copilul a crescut cu mama sa. În 1955-1957, Ministerul Culturii de la acele timpuri l-a descoperit pe Ștefan Petrache în timpul unor expediții culturale prin satele Moldovei și i-au recomandat mamei să-l trimită la școala de muzică din Chișinău. Astfel, tânărul Ștefan Petrache a fost transferat la școlile de muzică de pe strada Armenească, cunoscută mai târziu ca Școala de Muzică Eugen Coca, fiind cazat la o casă de copii în clădirea cunoscută azi drept conacul urban al lui Inglezi. A început să studieze pianul, dar a fost trecut la vioară pentru că era considerat prea plăpând și mic pentru un instrument atât de mare cum este pianul. Fiind pasionat de științele exacte, către clasa a 8-a, el devine șeful postului de radio din școală și responsabil de cinematograful școlar. A fost exmatriculat definitiv în clasa a 8-a, către sfârșitul primului ciclu de învățământ, pentru purtare necuvincioasă. A susținut examenele de admitere la noul Tehnicum Electromecanic din Chișinău, de pe strada Cercenskaya, cu punctaj maxim, dar nu și-a continuat studiile, preferând să se întoarcă la muzică. În vara anului 1966, Mihai Dolgan l-a angajat să-i repare un amplificator, iar în timpul reparației a ascultat câteva șlagăre ale vremii în interpretarea acestuia și a propus să colaboreze. A absolvit Institutul de Arte G. Musicescu din Chișinău și a fost solist al orchestrei de stradă a Teleradio Moldova. A fost solist al formațiilor vocal-instrumentale Orizont și Contemporanul, după care a condus formația Plai. Acel ce aprinde focul în vatra minciunii și calcă norocul și înjură străbunii. Între anii 1988 și 1990, Ștefan Petrache a activat ca solist al Filarmonicii de Stat din Chișinău. A petrecut pe scenă și în turnee 32 de ani din viața sa. A fost unul dintre cei mai apreciați, admirați și îndrăgiți cântăreți din Republica Moldova. A murit la 13 ianuarie 2020. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.